dragele mele gospodine. Astăzi am să vă povestesc despre anii mei, anii copilăriei mele. Deci, dragele mele, m-am promis de mult că vă povestesc, dar nu am avut timp și am să-mi fac un pic de timp să vă spun măcar episoadele importante pe care le -am, mi s-au întipărit mie în minte din anii copilăriei. Dragele mele, anii copilăriei au fost cei mai frumoși ani din viața mea cei mai frumoși ani pe care mi amintesc cu mare drag. Cu mare, cu mare drag. Au fost ani plini de bucurie, de mulțumire sfretească, de fericire. M-am născut în, pe 7 februarie 1966. Afară era fric, cer, iarnă. Când m-am născut, din ceea ce îmi povestesc cei din, ceilalți din familie, mi-au zis că eram un copil micuț, slăbuț și urățel. O fetiță urățică, neagră la față, chiar îmi spunea unele că se cu ocioară. De multe ori, mămica ziceau verișoarele mele că era rușine să meargă -mi cu mine pe drum. Nu neapărat că eram neagră și slabă, dar eram și un copil rebel, un copil împărat, care făcea o grămadă de ghiduri și o grămadă de de ghidușei, cum se spune la copii mici. Ei, uh, uh, de multe ori mămica mă lua la câmp. Mă lua la câmp și prășeam cu ea, deci de, la o vârstă foarte fragedă, pentru că avea mult pământ, avea și animale, păsări. Ei, și mă lua, ca să nu fac rele acasă, să nu fac lucrurile rele, mă lua la muncă, la prășit micuță, micuță, aveam o umbrelă, toți îmi spuneau fata cu cortelul. Când lipseam, dar unde e fata cu cortelul? De ce nu a venit astăzi la, la prășit? Și era mămica, eu eram în mijloc, mai erau femei alături și din când în când mai dădeau și ele câte o sapă pe rândul meu. Și ieșeam la lumină, de multe ori eu mă buboseam și spunea mămica, zic, da, ce soare, ce calde. E, unde, cât mai avem de făcut? Și mi-arătau o, o, urianu, o rapiță care era galbenă și îmi spunea, vezi floarea aia din fund, de acolo galbenă? Uite, se apropie, se apropie și ajungem imediat. De unde, dragele mele? Că trecea trecea ore, se făcea seară și ne duceam acasă obozite de multe ori. Veneau ploi puternice, ne prindeau prin câmp, câmpul era foarte departe. Mi-amintesc, Doamne, uh, ne puneam, ne luam de acasă, tot timpul eram pregătite, ne luam uh, saci din plastic și ne puneam cu acei saci în cap și stăteam, chiar dacă ploua cu grindină, chiar dacă n-a fulgera, stăteam după uh, urienii care erau mai înalte, după, ca să ne țină un pic de dos, știți? Și apa aduceam, mă trimiteam mica la apă, era un budui, spunea, era un izvor. Din acel izvor luam apă și apă rece și beam, făceam mica mă amintesc, o gaură în pământ cu sapa, punea bidonul acolo, și, și munceam, munceam. Lua de acasă ce puteam, mâncare, ne așezam jos, mâncam și apoi l-a prășit la muncă și când ne duceam acasă, animale, păsări, treabă prin gospodărie, deci erau, dar apoi seara ieșeam, și asta era, deci munceam, trăgeam tare ca să poată să fie mămica mulțumită și seara îmi ceream și eu dreptul de a ieși cu copii. Mai ales că acolo unde stăteam eu un satul natal, deci noi verișorii stăteam, aveam casele una lângă cealaltă. Eram rudele. Și seara ne strângeam cu verișoarele mele, cu verișorii mei, cântam la chitară, aprindeam cauciucuri de astea de de tractoare, de mașini, le dădeam foc, făceam un foc frumos și povesteam de la noastre, râdeam, cântam. Era foarte frumos, nemaipomenit. Lângă casa părintească era o apă, noi spuneam balta bisericii. Ei și verișorii mei aveau undițe. Ne duceam și pescuiam pești, aveam și o undiță un alt de-al meu avea o bărcuță, ne plimbam cu acea bărcuță pe acea apă frumoasă, liniștită. Deci, acea apă era o apă stătătoare micuță, dar în jurul ei erau multe sălci pletoase, era umbră, era un peisaj extraordinar, extraordinar. Bunicii mei, bunicu, bunicu, mă iubea foarte mult. Bunica era mai, probabil, era și mai bolnavă, și mai muncită, și mai chinuită, ca femeile. Și era mai răutăcioasă cu mine. Nu prea mă lăsa la joacă. Dacă mă duceam, mă pedepsea, nu vrea să mănânc. Și când veneam acasă, mă certa, făcea mâncate, că nu să te mănânce. De ce n-ai venit la masă? De ce ai plecat fără să spui? u, uh! în schimb, bunicul tot timpul mă privea cu privirea lui Senină și ținea foarte mult la mine, bunicul. Mă iubea foarte mult. Mă amintesc cu drag, cu drag de într-o zi, am vrut să fac baie în, în curte și puneam o bale, cum era pe timpuri, o bale, se încălzea de la soare, m-am dezbrăcat, nu era nimeni acasă și să fac baie. Ei, când observ că nu aveam săpun, mămica făcea mereu săpun de casă, săpun din untură, din ce rămânea de la porc, le strângea cu sodă cauzică și făcea săpun. Ei, n-am găsit săpunul. Bunicu, știu că avea ce să fac, ce să fac. Cum să intru? Că bunicul nu era acasă. M-am dus frumos, am deschis o fereastră care se ținea mai puțin de la berigile. Le-am încercat să, să, o, să o deschid. Am apăsat până s-a deschis că avea o fereastră cu niște cuișoare prinse sus. E și tot am zgâlțit, tot am zgâlțit până s-a desfăcut acel cuișor. Am intrat înăuntru, am luat săpunul, dar când s-a ies, mele, am luat un calup de săpun. Când să ies, când mă ui pe geam, venea bunicul, era la poartă. Doamne, ce să fac? Eu eram dezbrăcată, în piele goală. Ce să fac? Cum să fac? Nu putea să mă ies, vă dați seama. Pe geam, ieșeam și mă vedea, eram în ochii lui. A venit bunicu când să bace cheia în ușă, la îi zic, bunicule, te rog frumos, pleacă, pleacă înapoi, că eu sunt aici, am vrut să iau un pic de săpun și am intrat pe geam. Te rog, pleacă, că eu sunt dezbrăcată. Bunicul a început să rădă, bineînțeles, și a plecat și am ieșit, m-am îmbrăcat și după aia mi-am cerut scuze. Bineînțeles că bunicul nu mi-a făcut nimic, nu m-a certat, nu, nu m-a atins niciodată cu un deget, niciodată. Ei, și apoi v am zis, în satul natal a fost foarte frumos, foarte frumos, numai că mămica nu prea ne lăsa seara așa să stăm pe drum foarte mult și venea, venea, ne certa cu tăticul, țipa la mine și, ei, dar acele ore care le petreceam erau nemaipomenite. Era ceva de vis. Iar Iarna plecam cu săniuța, era un deal cam la 2 km de casă și de la comuna noastră erau pantă, 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 mare abruptă și mergeam acei 2 km, ne urcam pe acea pantă cu Sania și mergeam și ne aducea 2 km până în vale, în satul nostru. Doamne, vara la a vara la a mi-am că este o apă chiar aproape de, siretul chiar aproape de noi și ne aduceam, nu mă lăsa, mica la a scăldat, nu mă uh, lăsa, era teamă să nu mă nec. Dar plecam, fugeam și mi-am minteam scoate era să mă nec, noroc de verișoare de mea că m-a scos, de atunci am frică de apă. Și odată m-am tăiat cu un ciup, și am venit tăiată și nu numai că curgea sânge și mă durea, dar am luat-o, mi-am luat ce meritam. Apoi ne-am mutat, atât cu fiind picier, ne-am mutat la, în localitatea în care stau și acum. La un, stăteam într-o casă a cfr -ului. Ei, acolo, deci, mi-am făcut alți prieteni, alte, uh, frecventam școala în comună și tot la fel eram uh, o brăsnicuță. Eram o brăsnicuță, mămica, într-o zi, țin minte că m-a luat la cules porumb Și a zis că hai să mergem la cules porum. Nu merg, mămica, nu merg. Hai să mergi, că dacă nu e bătaie. Bun, m-am dus, dar nu mi era. Ei, vreau să mă răzbun. Mămica ce făcea? Punea în sac cu soara mea, punea porumb, eu luam din sac și arunca Iar pe câmp. O, când a văzut mămica că toată străsura ei s-a dus înapoi pe câmp, ce bătăiță, curzica mi-a dat. U dar... Asta era. Deci nu, nu plăcea, nu ascultam într-o zi. Aveam păsări multe, aveam animale. Și mămica m-a trimis la păscut cu o vițică. Aveam o vițică, eu îi pusesem un nume Lunica. Pentru că vaca a fătat-o într-o zi de luni. Și mi-era dragă, tare dragă acea vițică. Și că mama, într-o dimineață, era pe la sfârșitul toamnei, așa. Și zice, du-te și paște această vi vițică. Ei, am luat-o, vacă avea după gât o funie de sfoară groasă, mi-am am luat-o și m-am -am dus cu ea la păscut pe marginea șanțului, care era lângă calea ferată. Dar, ca să fiu sigură că vițica nu fuge, am dat acea sfoară după mână, ca să o țin eu bine. Ei, dragi, mele, la un moment dat auzit, aud un, un uh, tren, un, un signal de un tren de accelerat. Venea cu viteză, mama mia, și vițica s-a speriat și a luat-o la fugă. Ei, cum funia era legată de mâna mea, până s-a desfăcut funea a durat ceva. Ei, și lângă acel șanț era terenul nostru unde aveam porumb, dar abia-i tăiasă de deci ce erau ciocanii, ciocanii cum erau, erau tăiați. Ei, dragele mele, m-a purtat vițica prin acel câmp, m-a tărit prin acel câmp și apoi a scăpat și s-a tot dus. M-am dus acasă plină de zgârieturi, toată, vai de sufletul meu, speriată că o să iau bătaie. Fără vițică. Ei, când m-a văzut mămica și tăticul, cum au lăsat în pace și nu mi-au zis absolut nimic. Deci m-au iertat. S-au dus și au găsit vițica și acea vițică lunica păștea liniștită într-un luminiș. nu avea ce treabă important e că a găsit-o. Alte prostioare care le-am făcut eu, O uh, odată a cumpărat mămica vreo 50 de puișori micuți. I-a cumpărat și i-a pus într-o rădiță și a lăsat, nu i-a dat afară, că se gândea că poate o să vină ploaia. A plecat liniștit, la prășit, a prășit, i-a lăsat într-o într magazie. Ei, acei puișori, am început eu să mă joc cu ei, la micuță. Am început să mă joc cu ei, dar zic, mai, ia să fac și eu baie la puișori și să le fac baie. Și am adus o găleată cu apă și am început să iau câte unul, câte unul și băgam în găleată, îi puneam în ladă înapoi, îi puneam, dracele mele, au murit o spuișori. Când am văzut aceasta, am început să-i iau de jos și să-i arunc de tavan. În mintea mea ziceam că-i fac să zboare și în timpul zborului să-și revină. De unde, dragile mele, erau numai pui căzus toată casa. Opa, s-au de poarta. Vine, mămica. Când intră în casă, a început să, bușea, să bocească, s-a așezat jos și a zis și începea să bocească, puișorii mei, puișorii mei, puișorii mei. Ați murit puișorii mei. Atunci când am văzut suferința mamei, m-am pus și eu jos și să bocească și eu și spuneam și eu, puișorii mei, puișorii mei. Uu, atunci mamica s-a supărat așa, S-a supărat pe mine și mai tare. Și ai fii tu să fii? Ia vină cu atunci, ce faci mă gând, îți bagi joc de mine. Și a luat o, o, a început să fugă după mine. Eu fugeam să ream gardul sărea și mă că era sprintele tiner. Și a prins o mână de orzi și m-a prins dragele mele și mi-a făcut toată, toată numai bulinuțe, numai pișcături tot corpul. Mamă, nu mai puteam, mă uitam la mine și nu mai puteam de usturime, de durere. Dar nu ziceam nimic. Deci eram atât de răutăcioasă, încât când vrea să mă bată, că făceam năzbătii, îi ziceam, hai, vrei să mă bați? Bate-mă! Și nu plângeam, dragele mele. Nu-mi curgea o lacrimă. După ce plecam, după ce mă bătea bine, plecam în dosul casei sau mă urcam într-un agut să mă urcam într-un copac, pentru că îmi plăcea foarte mult să, să mă urc în copaci, pe casă, pe coperișe, pe garduri, peste tot. Și începeam să învărs amarul și acolo plângeam și mă răcoream. Dar nu vroiam să fiu văzută. Ei, și Odată mi-am că eram la școală și la băieți, cred că le plăcea de mine, dar eu eram foarte, cum să zic eu, nu sălbatică, eram așa mai, nu știu, nu prea îmi plăcea să mă, mă joc cu băieții, să... și era un băiat, băiatul era un farmacist, mi amintesc, eram chiar în fața farmaciei. Și mi a venit și m-a luat după gât și a vrut să mă pupe. Ei, așa m-am supărat, așa de orgolioasă ce am fost și așa m-am supărat. Și când l-am luat și când l-am bușit odată, l-am împins de, cu capul de farmacie, mamă, s-a făcut numai sânge, doamne! Mi-am amintesc, știu că am plecat, atunci n-am mai stat și a ieșit mama lui că era de servici la farmacie, nu știu ce-a făcut, nici în ziua de azi nu mai știu ce s-a fi întâmplat. Dar asta ă, ă, am făcut, deci mi-am amintesc ă, acest lucru. Deci, ă, m-am zis, eram un, copil neas îmi plăcea, îmi plăcea să învăț foarte mult, învățam foarte bine la școală, compuneam poezii, îmi amintesc că aveam un cățeluș micuț, Bobico îi pusesem numele și îi compusesem o poezie și am dus-o la doamna învățătoare și aprecia foarte mult acea poezie. Aveam inspirație, aveam o inspirație îmi plăcea să fac multe lucruri, versuri, să, să scriu multe lucruri. Și într-o zi s-a întâmplat că m-am dus după apă peste cale ferată. Era o fântână, și Bobiță tot timpul era așa de mine. A venit după mine și l-a călcat trenul accelerat. Am suferit, dragele mele, în acele momente enorm de mult. Că l-am pierdut pe Bobiță. Țin minte că l-am luat, era iarnă, i-am făcut o gropiță în curte l-am mormântat, cum s-ar spune, și mereu când venea primăvara, puneam floricele pe acel loc. Deci aveam eu așa, ca copil, sensibilitatea mea de animale, de păsări, de tot ce era în jurul meu. Ce să vă mai zic din... Deci astea sunt episoadele cele care mi le amintesc cel mai bine. Odată mămica ștergea geamurile și tot timpul mă țineam după fusta ei. Mămica îmi spune, stai liniștită, nu mai veni după fusta mea. Nimic. Eu, cu ochii în sus, să văd dacă a bine, dacă n bine. Hei, la un moment dat s-a spart geamul. A probabil prea tare și s-a spart geamul la un magazie. Dragele mele, a venit sticla exact aici. Uite și acum am un semn aici. Deci exact la coada ochiului, deci putea să-mi scoată ochiul. Hei, asta s-a întâmplat. Deci eram neastă împărată, îmi plăcea să făceam jocuri de astea, ca dori, jocuri de astea nebunești de copii și mi se întâmpla câte ceva o norocire. Odată mi-am că era Aveam casa la țară cu prispă, cu scări, cu trei scări. Am așezat perne pe aceste scări și mă, mă dădeam de rostogolul. Ei, hey, dragile mele, uitați, am, am căzut cu decolțul unei scări și uitați ce semna. Și l-am și în ziua de azi băgam hârtii în sobă, îmi plăcea să văd focul arsând. Uh, plastice, uitați, aici iar mi-am făcut un semn de ars mâna, Ei, dar nu simțeam așa durerea, nu, nu știu, sora mea, mai micuță Daniela, uh, mă cam părap când făceam uh, năzbătii. Mămica o punea ca să, să, spună ce, ce am făcut eu în ziua respectivă. Și eu dacă făceam năzbătii, ea se dădea, îi spunea. Uite, mămica a făcut aia. Ei, într-o zi, ducându-se mămica la prășit, uh, aveam în fața casei un bazin. Un bazin din... Uh, din... Uh, de -asta, din... Uh, ciment, un bazin cu apă, cu ciușmea și m-am supărat în ziua aia că m-a părut și am luat bătaia de la mamica mea și am luat-o frumos, soara mea era mai micuță ca mine, și am luat-o și am băgat-o în acel bazin cu apă, sub pompă și dă cu apă rece și am ținut-o acolo, să zicem, cam în 50 minute. Și a răcit, dragele mele, când a venit mămica și a văzut-o că tremura toată și el. Mamă, ce bătăiță mi-a mai dat, ce bătăiță mi dat. Și spuneam, bine, dă-mi, da, dă-mi, bate-mă. Că eu nu plâng. Și m-am zis, îmi plăcea foarte mult aurul și îmi plăceau inelele. Nu aveam posibilități să-mi iau, să iau un ineluș. Ei, atunci luam tablă de la diverse cutii de la o tăiam și o puneam pe o piatră și cu ciocanilul și îmi făceam eu inele și îmi puneam frumos la mână. Mă mândream, ziceam că am și o inel mă cățăram prin pom, prin agus, prin prunt. Mămica mereu mă găsea prin grădină, prin copaci și era frică să nu pățești ceva și țipa la mine. dă te jos de acolo, că ai să-ți rup ai să-ți picioare. De unde? Nu. No. Când vedeam jos, îmi primeam porția. Dar îmi plăcea. Îmi plăcea să mă joc cu copiii, îmi plăcea să merg în mijlocul naturii, să mă joc cu păsările, cu animale, cu iubeam foarte mult florile, să mă duc la cules, la ciuperci, la flori, prin pădure, prin cu grupuri de copii. Deci am am avut amintiri foarte, foarte, foarte frumoase în, în copilărie. Mă amintesc odată că uh, era o fată când, în alt județ unde nem mutat, apoi și făceam alți, pri, alte prietenii, mutam de la școală. Deci era greu și pentru mine să mă adaptez și era o fată mai încrezută, mai încăpățânată Și m-am dus... Uh, nu prea mă grea așa și nici eu pe ea. Ei, ne-am dus odată la cules, în practică, la cules cereșe. Eram în clasa a șase sau a 7. Ei, și atunci eu m-am urcat în cereș, ea era mai jos, eu eram uh, un pic mai sus. Îmi amintesc că uh, cum eram cu găleata m-am făcut că cade găleata cu cereșii, și am dat cu găleata aia de cere și a căzut în cap. Păi, bineînțeles că era găleata de plastică. Ei, dragele mele, când am coborât jos, m-a luat la bătaia acea glăiță. A glăița o chema, doamne, era mai înaltă ca mine. Era. Am încercat să mă apăr, de unde că am luat bătaie? Mami! <laughs> deci, prima dată când am luat și eu bătaie în viața mea de la o fată. Și uite așa, cum să vă mai zic, multe, multe. O să vă mai povestesc și altă dată pentru că o să vă plictisesc. Vă pup dulce și vă doresc o zi frumoasă. Pupici cu sclipici. Să vă amintiți și voi de anii copilăriei pentru că pentru mine au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Dragele mele, mămici, lăsați copiii să se joace. Lăsați să simtă copilăria. Pentru că după copilărie nu au mai fost episoade frumoase. a fost o episoade urâte. Numai atunci când ești copil, ai timp să te bucuri de viață. Ai timp să trăiești, să, să simți că trăiești. Pentru că apoi vin greutățile, fetele se mărită, vine serviciu, cine știe ce destin avem, cine știe unde ne duce soarta, cine știe ce o să se mai întâmple cu viața noastră. Dar anii copilării sunt cei mai frumoși ani. Mă amintesc că mămica se trezea dimineața, la patru dimineața, stăteam la țară cu sobe de lemn și se scula dimineața și pregătea de seara lemne uscate să facă focul și făcea focul și noi scoteam năsucuri din plapume, era năsucurile înghețate și ne trezeam în acea căldură, căldură de lemn, de țară, o plăcere să ne trezim, ne îmbrăcam și ne făcea repede ceva de mâncare, altul când veneam de la școală ne făcea câte o mămăligă mare și cu mâncare și ne punea pe masă și era o bunătate. Pachete nu era pe vremea aia, că era timpurile mai grele. Mai aveam și biscuiți și dulciuri, dar mai puțin. Luam o bucățică de pâine, o bucată de pâine de aia intermediară. O băgam în ziar și o trăgeam pe sub bancă și mâncam din el la o școală de... Nu avem treabă, ce bunătate mai era. Doamne, doamne. Sau alte ori făcea mămica, când nu avea timpuri să facă, timp să facă dulciuri, făcea câte un ceau un mare de terci, nu știu dacă știți voi. Deci punea apă la cu sare, cu, așa făcea un stil de mămăligă moale, moale, moale și cu cocoloși de făină de grâu. Făină muiată cu apă și dea drum acolo. Mamă, dar ce bunătate, ce burs făceam, ce bunătate era. Și turte și, doamne, când tăia puișori, și cu ceapă cum le prăjea acolo și cu mă Doamne, dacă nu, o bunătate te... Ce să mai zic? Nu, acum avem de toate, toate bunătățurile pe față, toate mâncări. Ei, nu este mâncarea ca pe timpurile alea. Nu este. Când fierbeau oală o de fasole, alte ori nici nu mai prăjea. Făcea fasole dulce, ducea în grădină, lua un ardei, o, un ardei, o ceapă acolo, un morcov, ce punea acolo, un pic de pătrunjel, un pic de lobodă, ce mai punea și mâncam, Mai dragi, și câteva, cu un pic de ulei deasupra acolo îi punea la fiert. Dragele mele, dar ce bunătate era, cu o murătură, cu un pepene murat. Erau timpuri frumoase. Erau timpuri plăcute, aveam bu bucuria bunicilor, dragostea bunicilor, afecțiunea părinților, eram cu toții sorori, cu toți uniți la un loc, mâncam împreună ne jucam împreună, erau timpuri frumoase, acum nu, acum nu mai e, bunicii s-au dus, părinții au îmbătrânit, copiii au plecat departe, deci acum nu mai e, nu mai e nimic înainte, nu mai s-a schimbat viața. Vă pup, o zi frumoasă, o să vă mai povestesc și altele, pupici cu sclipici.